Asociația Învingătorii Sclerozei Multiple dorește să înființeze un centru cu terapii complementare dedicat pacienților cu scleroză multiplă. Multe persoane cu această boală apelează la astfel de terapii pentru ameliorarea anumitor simptome sau pur și simplu pentru a se simți mai bine. Terapiile complementare utilizate în scleroza multiplă includ hipoterapia, acupunctura, yoga, meditația, masajul, terapia cu oxigen hiperbaric, hidrokinetoterapia și multe altele. Din păcate, la ora actuală nu s-a descoperit leacul vindecător al sclerozei multiple, dar pacienții au la dispoziție o paletă largă de tratamente care pot ajuta anumite forme de SM. Asociația Învingătorii Sclerozei Multiple își propune să construiască un centru dedicat persoanelor cu această boală, boala cu 1000 de fețe. Despre ce este vorba? Unde va fi acest centru și ce terapii vor putea face persoanele care vor merge acolo? Este o idee, un vis care sunt convinsă că se va materializa în curând, pe care l-am de când am fost diagnosticată în urmă cu 13 ani. Atunci am studiat terapiile complementare care se potrivesc acestei boli. Visez la terapii complementare. Pentru una dintre ele chiar nu există nomenclator încă această poziție. Vorbim de hipoterapie sau călăria terapeutică, care este bine cunoscută ca fiind excepțională pentru cei care au probleme cu coloana, pentru cei care au probleme de echilibru, dar nu foarte mari. Spre exemplu, pentru mine hipoterapia n-a fost foarte benefică, am renunțat la ea în urmă cu câțiva ani. Vorbim de hidrokinetoterapie, care înseamnă bazin de not, dar nu pentru not, pentru că un bazin de not îl găsești peste tot, un bazin la un metru, unde se poate intra și cei mai scunzi, pentru exerciții de tip kineto făcute în apă, dat fiind faptul că se știe că apa îți oferă imponderabilitate și exercițiile pot fi efectuate mult mai ușor. Ca o paranteză, noi am făcut zumba, dansuri în apă, când am fost pe la seminarii plecați. Vorbim despre nutriție, pentru că alimentația este deosebit de importantă în toate bolile. Vorbim de kinetoterapia cea clasică, despre psihoterapie. Eu am vorbit deja, am un nutriționist care ar veni o dată pe săptămână. Deci, ca să revin un pic cu începutul, 21 de zile ar trebui să dureze acest tratament, măcar o dată pe an pentru fiecare bolnav. Și nutriționistul ar veni o dată pe săptămână, psihologul o dată pe săptămână, fiecare ținând cursuri despre nutriție, despre alimentație, despre cum înlocuim unele alimente, despre cum putem scăpa de anumite vicii alimentare pe care le avem, pentru că toți avem vicii alimentare. Psihologul, bineînțeles, ajutându-ne să ne regăsim pe noi, să regăsim liniștea în boala asta și să ne găsim un echilibru în toate problemele pe care le avem. Îmi doresc o grădină pentru acest centru în care cei care vin vara, în măsura în care pot, bineînțeles, vor lucra, nu să cultive legume sau ceva de genul, ci o seră de flori, pentru că uite, culoarea în viață, în viața unui om înseamnă practic viață culoarea, că toți suntem colorați într-un fel sau într-altul. Iar cei care vin iarna vor lucra în interior, adică nu vom face discriminare. Terapia cu nisip, mers pe nisip, terapia cu apă curgătoare pe pietre de râu, care iarăși este bine știută. Am mai multe idei, dar astea sunt, deci principalele sunt cele pe care
pe care vi le-am spus. Practic, un astfel de centru ar integra mai multe terapii pe care pacientul cu scleroză multiplă le-ar putea face pe toate toată acolo. Toată ziua, în cele 19 zile, inclusiv, deci când vorbesc de kinetoterapie, vorbesc și de masaj, de reflexoterapie, care și ea este bine știută, dar mai am un pic până acolo. Cât ar costa? Un minim de 3 milioane de euro. Bani care, pe care încă nu i-am găsit. Am planurile arhitecturale. Aveam un teren, dar pe care încă nu mai putem deocamdată lucra, să ne gândim la el. Era dat în contract de comodat de către Centrul Județean Argeș. Aveți un model de astfel de centru din străinătate? Da, am văzut foarte multe pe internet. Eu n-am reușit să ajung niciodată pentru că sunt destul de scumpe tratamentele acolo, mult mai scumpe decât ar fi în România. În Europa n-am găsit la ruși, dar ei au alt tip de tratamente și la noi. În Statele Unite sunt peste tot, deci nici nu se pune problema acolo să nu existe. Acolo cei care fac tratamente și au văzut efectul benefic al hipoterapiei, am văzut cazuri care s-au mutat la o fermă, deci un pic mai departe de oraș, au cumpărat cal și persoana în cauză continuă să călărească, nu este într-o stare perfectă, dar de la cineva într-un scaun cu rotile, care imediat a inițiat terapia, pentru că și aici contează să nu treacă prea mulți ani peste leziunile care au dat starea aceasta în care a ajuns în scaunul cu rotile, și a revenit foarte, foarte bine. Adică sunt... La fel am văzut și alimentația, ce minuni poate să facă. Și bineînțeles, dacă te gândești de la început, a, nu merge la mine, nu-ți potrivește nimic, la tine nu se va potrivi nimic. Dacă România va reuși să facă acest centru, ar putea atrage și pacienți din străinătate? Absolut, pentru că viziunea mea este să nu ne limităm la un singur centru pentru pacienții români și încă unul în oglindă pentru pacienții străini. România este atât de frumoasă, este, cum îi se spunea înainte de cel de-al doilea război mondial, Mica Elveție. Și noi uităm și iar uităm acest aspect.